Enjoy the hits. Nu mai merge nicăieri. Stăm aici la București și dintr-o dată ne-am hotărât brusc și fără niciun motiv, cum nu e brusc fără niciun motiv, nu? Să povestim despre telefoanele mobile. Deci, pentru că am vorbit numai de oi nebune, înțelegi? De Gorj, Mehedinți și o să ajungem. Am vorbit și de București cu festivalul IMAP, proiecțiile pe Casa Poporului, da, unde a fost uitată lumina aprinsă într-un birou, într-o sală, deci au stricat tot evenimentul, 50.000 de oameni s-au uitat și le intra ceva în ochi, scărpinau loc. Mai am două luminițe aici într-un colț. Deci aia a fost imagini de Dorel, colosale, da, Dorel, Dorel la nivelul cosmic, știi? Da, nu știu. Wow. Cred că a fost de mai mulți Dorei, nu de doar un Dorel, părerea mea. Noroc cu social media. Asta e ceea ce cred, da. Noroc cu social media, ca să fiu sincer, eu îmi iau știrile din social media și am o problemă, am o panică adevărată, dar adevărată în momentul, cum știi că are Emma vorba asta, ci că e adevărat. Dar e adevărat, adevărat? Adevărat, face, adevărat, că da. Că mă întreabă, da. Și adevărat, tati, e adevărat, adevărat sau adevărat? Adevărat, da, da. Deci am o mare panică atunci când rămân fără telefon, când nu-l găsesc, sunt... Uite-i telefonul! E un studiu, da. Eu prima oară am crezut că, știi, de-astea care circulă așa, nu? E un studiu bine documentat, știi, destul de stufos, așa, făcut la Universitate din Statele Unite. Când ai senzația, deci în momentul în care îți pierzi telefonul, senzația este comparabilă ca anxietate și ca tot ce treci, ca atunci când îți moare cineva drag. Aoleu. Pă bune. E, nu chiar, eu mă simt părăsit. Da, păi na. Nu atât de grav, dar mă simt părăsit, mă refer așa, trist, strict, anxios, nu, strict la nivel de procese biochimice. Din creier. Da, așa am zis și eu și am stat și am citit. De exemplu, știi vorba aia când te duci la baie? Da. Și ai uitat să-ți iei cu tine telefonul? Da, eu nu le-au niciodată. Da, nu? Serios? Nu, niciodată. Doamne, și ce faci? Adică... Mă spăl. Da, ai mâinile ude. Ai dreptate, da, nu se poate. Zice așa, că cum scap de obsesia de a folosi telefonul mobil? Ne zice un psiholog, da, eu nu cred că merge, ci că cel mai apreciat de angajator este să folosești în teleconferințe telefonul, nu laptopul. Și că în felul ăsta vei fi mai tentat să intri pe tot felul de aplicații și ești mai atent în ședință. Adică... Nu facem teleconferințe. Deci zice că să folosești practic telefonul. Am înțeles, da, ce vrea să spun. Adică dacă ai, de exemplu, lucrezi de acasă, da, și să faci zoom-ul de pe telefon, da, și așa nu e, stai pe aplicații, e corect. Are dreptate. Când intri pe social media, aici are dreptate, intră de pe laptop. Corect, e mi se mai pare puțin corect, molipsitor. Da, așa e, da, corect. Pe TikTok, intră de pe laptop, dacă poți, că altfel îți trece jumătate de zi trece, de pe bine, telefon. Dacă intri pe TikTok și de pe laptop, tot de pe computer. Ia uite un pont, ci că să faci ecranul alb-negru. Există o setare, într-adevăr. Lasă că... O să încerc. Păi mă, cum să încerci? Păi eu mă ia cu fric pe șirea spinării. Mă întorc înainte de zi, de 89, când aveam televizor al negru. Corect. Bune, lasă-l color. Nu ține telefonul la vedere când ai nevoie să te concentrezi. Deci dacă tu trebuie să lucrezi ceva, să te concentrezi pe ceva, ține telefonul undeva în altă parte. Da, asta interesant. Chiar e... Nu, dar asta cred că e o chestie foarte bună. Asta, da. Și mai simplu, să le spui tuturor apropiaților că ești într-o cură anti-telefon. Și în felul ăsta nu te mai caută. Da, după aia e cauți tu pe ei. Da. Zici, băi, nu m-a mai scris Gigel de nu știu când, nu m-a mai scris nimic, nu m-a mai sunat. Nu m-a mai sunat, da. Măi, ce se întâmplă? Sau cel mai simplu, vă zic eu, fă-ți o rată la casă sau la ceva scump și atunci nu o să mai ai bani de telefon. Este foarte simplu. În România. Nu există. În România oamenii au bani de telefon. Gata, fii atent, știu. Ia-ți un telefon vechi, nașpa, demodat, că o să-ți fie rușine să-l mai scoți din buzunar. Asta da, corect. Și gata, asta nu mai stai tare. Pe telefon. Chiar e tare. Așa, până dimineața. Neața. Dimineața pe doi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio. Music playlist. Impulse. Do it like that. Louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good Vibe Station. Live suntem pe Canal de 2 și pe Radio Impuls și facem școala bine, e campania noastră, dragii mei, la care eu țin foarte, foarte mult. Apropo de știrile pe care le-am mai avut mai devreme, de asta trebuie să facem școala bine, să nu se mai întâmple ce am aflat mai devreme, că se întâmplă pe aici, pe acolo. Da, așa e, să facem școala bine, corect. Dacă este școala bine, este și societatea bine, să știi. Ești foarte înțelept în această Mulțumesc! Deci trimiteți, vă rog frumos, un e-mail la adresa școala@radioimpuls.ro.
euro, o fotografie a școlii voastre și o descriere a ei, iar noi vă vom dota școala cu panouri fotovoltaice de la parapet.ro. Asta trebuie să faceți, trimiteți un e-mail, apoi o să fie o competiție între noi, între moderatori. Așa am dotat că... multe școli din țară, din România, cu parchet, cu bănci și scaune noi, cu panouri fotovoltaice și uite că suntem pregătiți să mai dotăm o școală cu panouri fotovoltaice. Prietenii noștri de la parapet.ro ne ajută în povestea asta. Nu uitați, e-mail școala@radioimpuls.ro. Facem aici o competiție frumoasă între școli și evident vom avea și o câștigătoare, adică o școală și evident pe toți voi elevii din școala respectivă. Între timp, câștigătoarea orei se pregătește să intre în scenă, fiindcă Nadina Zisu are ceva știri, are mai multe și foarte importante. Să vedem ce s-a schimbat așa de la o oră la alta. Noi rămânem aici neschimbați, fiindcă pe ne place. Neața! This is Impulse Radio. Non-stop hits. Impulse Radio. Ne-am întors, dragii mei, este vremea știrilor. Nadina Zisu e aici cu noi, cu voi. Hai să vină știrile. Bună dimineața din nou! Procurorii DNA urmează să verifice toată averea declarată de președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mită. Anchetatorii vor să afle dacă există proprietăți, bani sau conturi bancare pe care Dumitru Buzatu nu le-a menționat în declarațiile de avere. Vă amintim că șeful Consiliului Județean Vaslui a fost prins imediat după ce a luat mită de 1,25 de milioane de lei de la Emil Savin, poreclit regele asfaltului din Vaslui și cel care l-a trădat de altfel. Buzatu este reținut acum pentru 30 de zile. Un consultant angajat de Consiliul Județean Vaslui pentru a intermedia contractul pentru care Buzatu a fost reținut este și el inculpat în dosar. Și acesta este acuzat că ar fi luat mită de 714.000 de lei de la constructor. După mai bine de două luni de discuții, măsurile fiscale ajung astăzi pe masa guvernului pentru a fi adoptate. Peste 80 de modificări au fost aduse codului fiscal, de la creșteri salariale până la taxarea cu 70% a veniturilor care nu pot fi justificate. Totodată, salariul minim pe economie ar urma să crească la 3.300 de lei brut, iar în construcții să fie majorat de la 4.000 la 4.500 de lei. O furtună puternică a făcut ravagii aseară în mai multe județe. În Dolj, Hunedoara și în Cluj, străzile au fost acoperite de ape. Vântul puternic a pus la pământ copaci și a smuls acoperișuri. Apa a ajuns în curțile oamenilor și în beciuri, iar temperaturile au scăzut brusc cu 15 grade. Avertizarea de vreme rea rămâne în vigoare încă câteva minute de acum. O tânără de 20 de ani din Rădăuți a obținut ordin de protecție împotriva mamei sale după ce a fost bătută de aceasta în plină stradă. Femeia nu a fost de acord cu iubitul fiicei sale, așa că și-a zis că o corecție fizică ar face să-l părăsească. Se navighează din nou între România și Serbia. Granița s-a deschis weekendul trecut pe râul Bega după aproape 70 de ani. Mai multe embarcațiuni au circulat între cele două țări. Cu o zi în urmă, 8 bărci din Serbia erau ancorate în centrul Timișoarei. Au fost proteste violente din nou în Franța. Peste 30.000 de oameni au ieșit pe străzi în toată țara, nemulțumiți de violența și rasismul forțelor de ordine. O mașină de poliție a fost atacată de 10 de bărbați îmbrăcați în negru la Paris. Agenții aflați în interior au scăpat cu răni ușoare, asta doar pentru că unul dintre ei i-a amenințat cu arma pe manifestanți. Grecia a înregistrat încasări record din turism anul acesta, arată datele oficiale. Veniturile sunt estimate la 20 de miliarde de euro și există un număr mare de rezervări și pe perioada toamnei, inclusiv în luna noiembrie. Iar angajatorii români fug de tinerii fără experiență în muncă. Tot mai puțini sunt dispuși să investească în dezvoltarea celor care abia au ieșit de pe băncile școlii, în special pentru că mulți dintre aceștia părăsesc jobul după doar câteva luni. Tinerii sunt indeciși și nu mai au deloc răbdare să capete experiență, spun specialiștii în recrutare. Și cu această informație am încheiat știrile. Sunt Nadina Zisu, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Ne reauzim mâine dimineața, cu bine! Dimineața pe două!
Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Da, dragii noștri, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Așa cum vă spuneam, trebuie să încheiem ca de obicei repede. Nu știu cum facem, ce facem. Trebuie să zicem doar pa și la revedere. Și asta facem și acum. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Pe mâine, de la 7, pe Radio Impuls și Canal de 2. Bye! Bye!